Cei care vor să obțină măreție nu caută niciodată permisiunile altora. Ei urmează ceea ce spune inima și fac ceea ce le spune mintea. Este imposibil să schimbi trecutul, dar cu siguranță îți poți proiecta viitorul. Deci, nu-ți face griji pentru trecutul tău, gândește-te doar la viitor. Există 3 drumuri de succes: să fii hotărât, să ai răbdare și niciodată frica de munca grea. Nu căuta pe cineva care să-ți rezolve problemele. În schimb, du-te și stai în fața oglinzii, privește-te drept în ochi și vei vedea cea mai bună persoană care îți poate rezolva probleme. Ai întotdeauna încredere în tine. Zâmbește ca un copil, strălucește ca o picătură de rouă, fii încrezător ca soarele, zboară ca un fluture și crede-mă, nimeni nu te poate opri din a avea succes. Timpul nu așteaptă pe nimeni, deci nu pierde niciodată timp. Folosește fiecare moment al zilei tale și cu siguranță vei avea succes într-o zi. Dacă frica de a greși persistă în inima ta, nu poți conduce niciodată. Este foarte important să-ți depășești temerile și arată curajul că îți asumi riscuri. Dacă încerci să urmezi pe cineva, atunci vei trăi întotdeauna în spatele acestei persoane. Doar ieși în evidență și croiește-ți propriul drum și te vei vedea conducând lumea. Învățarea te ajută să crești fizic, mental și emoțional. Deci nu înceta niciodată să acumulezi. Acceptă întotdeauna critica cu mâinile deschise, întrucât critica te ajută să te faci să îți dai seama de greșelile tale. Acest lucru te motivează să lucrezi cu mai multă eficiență. Iubește-ți munca și bucură-te de ea, dacă nu, vei ajunge la eșec. Înțelepții stau și se gândesc la greșelile lor. Niciodată să nu renunți. Efortul constant e cheia succesului. Cei mai fericiți dintre oameni nu au tot ce este mai bun. Ei doar profită la maxim de toate, toate care le ies în drum. Cineva stă astăzi la umbră pentru că cineva a plantat un copac mult timp în urmă. Greșelile adunate se numesc experiențe. Visul nu este ceea ce vezi în somn, visul este ceea ce nu-ți permite să dormi. Calul câștigător nu știe de ce aleargă în cursă, merge din cauza bătăilor și a durerilor. Viața este o rasă, Dumnezeu este călărețul tău. Deci dacă ai dureri, gândește-te, zeii vor să câștigi.